Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la 100 de minute. Destul timp să aflăm ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Vom avea mai multe exclusivități astăzi. Rămâneți în fiecare minut alături de noi, pentru că, pe de-o parte, este scandal în interiorul PSD. Unul dintre deputații foarte vocali s-a decis să spună public faptul că nu îl mai interesează ce se întâmplă cu colegii săi din PSD și el va depune plângere penală pe persoană fizică împotriva Laurei Codruța Căveși. El va fi în platou alături de noi. Ceva mai târziu, președintele Senatului ne va spune cine îi vânează pe el și pe Liviu Dragnea și ce dorește să se întâmple. Mai întâi însă, doamnelor și domnilor, hai să vedem ce anume spune exclusiv fostul director SRI, George Maior, la dezvăluirile făcute de Guccifer, hackerul care i-a spart contul de e-mail și a dat un interviu lui Adrian Ursu. George Maior reacționează vehement și spune: sunt fake news. V-am mai spus că sunt niște prostii. Puteți să verificați mail-uri, puteți să verificați ce doriți. Absolut prostii. V-am trimis pe adresa de mail a ambasadei. Mulțumesc foarte mult. Deci v-am spus. E o minciună gogonată, toate mail-urile au fost publicate, s-a contrazis inclusiv în interviu. Continuați cu fake news, faceți o presă extraordinară. La revedere!